Prahova are subprefect. După avansarea Rodicăi Paraschiv în funcția de prefect al județului, postul acesteia fusese vacantat. Astăzi, Emil Drăgănescu a fost numit în funcție. Depun următorul jurământ de credință, în conformitate cu dispozițiile articolului 62 aliniatul 6 al legii numărul 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională. După numire, Emil Drăgănescu a ținut un discurs în fața celor prezenți, care a fost criticat în glumă ca fiind unul de politician. Vreau să nu am un discurs foarte lung, că e posibil să fie mai lung decât mandatul în ziua de azi. Și aș vrea să spun că în dreptul inimii port cu mândrie tricolorul și nu o să dezamăgesc. O să fac tot posibilul ca interesele naționale să fie mai presus de absolut orice. Acest jurământ nu o să iau în van, o să respect și absolut toată priceperea mea, experiența relativ mică, zic eu, în administrație publică de 10 ani. A avut un discurs de politician, am înțeles, dar e o funcție politică și este funcționar public și poate că e bine ca în afară de politicien să știe să vorbească și cei din administrație. Și înseamnă că este un lucru bun și pentru noi și pentru dumneavoastră. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Schimbările de funcții în cadrul instituției prefectului Prahova au apărut în urma ruperii Uniunii Social-Liberale. Unul din primele efecte ale desființării alianței a fost înlăturarea lui Marius Sersea de la conducerea prefecturii.